La circulația mărfurilor, condiții de dezvoltare și subvenții. De aceste facilități ar putea beneficia fermierii din Republica Moldova odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Jurnal TV, expertul în politici publice și securitate Andrei Curăraru a explicat ce au de câștigat agricultorii, dar și cum funcționează mecanismul de vânzare a terenurilor către străini. Deoarece subiectul a devenit recent o pârghie de manipulare a opiniei publice, expertul accentuează că vânzarea terenurilor agricole către străini nu se face forțat. De fiecare dată se negociază acest subiect cu Uniunea Europeană și fiecare stat a ajuns la anumite înțelegeri în legătură cu acest fapt. De exemplu, Polonia a stabilit un moratoriu de vânzare a terenurilor agricole pentru 18 ani. Și sunt niște criterii foarte stricte pentru cine este persoana care ar putea să cumpere acest teren. El trebuie să devină rezident al acelei regiuni, să se înregistreze ca fermier, să se ocupe într-adevăr de agricultură, să nu le cumpere în scopuri speculative. Potrivit expertului, Republica Moldova va putea să negocieze propriile condiții și nu va fi forțată să vândă terenuri străinilor dacă acest lucru nu este în interesul național. Pentru a asigura că omul care vine în Republica Moldova vrea să devină fermier, vrea să investească în comunitatea locală, vrea să creeze locuri de muncă acolo în comunitate. În cazul României, vorbim despre un moratoriu de 7 ani, 5 ani trebuie să fie activitate în domeniul agricol și mai mult de 75% din venitul raportat trebuie să vină și el din agricultură. Aceste criterii au făcut așa că mitul ăsta despre vânzarea terenurilor să nu mai fie atât de periculos, mai ales când îți dai seama că pentru Polonia a expirat acest termen recent și n-am văzut ca cineva ca masiv să cumpere aceste terenuri. Fermierii din Uniunea Europeană au multe beneficii dacă întrunesc anumite criterii, explică expertul. Din bugetul comunitar 2021-2027 pentru agricultură au fost alocate peste 386 de miliarde de euro. Anul trecut fiecare fermier a primit circa 250 de euro pe hectar pur și simplu prelucrându-l. Dacă adăugăm la asta condiții legate de o agricultură eco, vorbim despre sume suplimentare de 50-60 de euro. Dacă se păstrează biodiversitatea localității și știm că la noi mai este și o situație tragică în care oamenii cultivează rapiță sau alte culturi intensive care ard pământul. Ei primesc compensații și mai mari dacă se străduie să nu cultiveze astfel de culturi. Mai mult, tinerii fermieri sunt susținuți prin anumite subvenții. Dacă vorbim despre un fermier tânăr până la 40 de ani, el primește încă aproximativ 50 de euro, primește granturi când vrea să deschidă o fermă, primește posibilitatea preferențială la anumite credite garantate de stat, dar și există o serie de plăți care merg pentru a subvenționa costul produselor agricole. Republica Moldova ar putea negocia încă înainte de integrarea în Uniunea Europeană accesul la piața unică, consideră Andrei Curăraru. Asta ar însemna fără cote de export, fără posibilitatea de a ne limita cumva să exportăm pe piața UE. Noi deja suntem în situația în care Uniunea Europeană este principala direcție de export și cineva spune că, uite, dar poate grâinele le exportăm în altă parte. Cel mai mare partener de export a grâinelor pentru noi este România. Noi exportăm masiv în Uniunea Europeană. Iar dacă noi am fi parte din piața unică, am vedea tot mai multe firme care s-ar transfera în Republica Moldova și ar face produse finite. Adică n-am exportat fructe și legume, dar am exportat gemuri, sucuri. Potrivit Serviciului Fiscal, în anul 2023, exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene au deținut o pondere de 65,4% din totalul de exporturi, cu 6,8 puncte procentuale mai mult față de anul 2022.